Dubravnika. Ne. Dubravnica, numărul 4. Am văzut numărul 3, numărul 4. Măcar știm pe unde vin când vin. Înțelegi? Da. Acolo n-am venit astăzi să stăm la o cafea. Frumos. Uite. Mami, aici o zis că cântă muzica din aia. Dar nu cred eu că cântă aici țigănească. Muzica. Tu îți dai seama că puteam pe banii care am stat la hotel să iau o chirie pe 2 luni aici. Hă? Ce ești, casino, mami? Hă? Atât și ăsta e numărul 4. Ăsta e numărul 3, Liana, fii atentă. Fii atentă, Liana, că e numărul 3, ascultă ce spun. Ui, nu, ba. E numărul 1. E 1, Liana. Ia, ce e aici? Hai să văd. Slovenska Filarmonica. E filarmonică, Liana, nu? E filarmonică. Aici cântă filarmonică. Da. Vezi, ui, ăștia se scroși de numă. Îs tălhari, să mor eu. Da. Vezi? Ăsta l Harlian. Și se îmbracă la costum. Se îmbracă la costum și vin și ascult sinfonie. Ia. Pregătesc aici acțiunile alea cele mai josnice și dubioase. Vezi? Ne, și aici e capătul de stație. La 1 și la 4, ha? Aici cred că poți să plătești la ăștia și cu cardul. Ha? Ce? Broște, mami, broște. Eu m-am bășit, mami. N-au ăștia bășândia asta victorioasă și glorioasă ca a mele niciodată în viață. Liliana Șacur. Uite-i. Vezi? Oare poți plăti cu cardul aici? Ha? Hai să-l întrebăm aici în față. Să facem o tură cu tramvaiul. Ei, hai Liana aici. Hai că-l întrebăm acolo. Sau aici. Oh, întreabă. Can I pay with the card? Da? Nu știu la nimic. Nu știu. Ce? Întreabă pe care va din pe fata aia tânără, că asta trebuie să știe aici, aia aici. Unde e? Anyway, pe fata asta întreabă aici. Să nu se pornească cumva. Yeah, yeah. Păi du-te, mungule, să porne. Yo. Ia, ciucelăule, mâncat iar supărarea. Hai, mami.
Tu l-ai, doamne? Tu l-ai camerei bot. O stație și eu vinem după tine. Ei, după mine. Eu vinem după tine, așa nia. Și tu la prima te dădeai înapoi și vineai pe stație. Cum? Mare lucru era. Fii atentă, Liana, cum au ăștia. Nu uitați-vă, oameni. Mărgă aia cu bicicleta fără nicio treabă. Hai, ne lasă ăștia aici. Mărgă ăștia cu bicicleta fără nicio treabă. Uite, bă, cum e. Nu-i prostia aia la noi în țară. De la tinși pe biciclist cu oglinda. Iasă scandaluri, iasă din aia. Uitați, ați vrut să vă emancipați și voi, bă, țărănoilor. Uitați-vă, bă. Uite, și dungi din alea cu alea, să nu treci așa. Uite. Apasă Liana pe buton, are butoane. Sau ăsta ne vede senzorial. Ne vede senzorial. Gata. Ați văzut? Ați făcut și la noi. Ați făcut și aici. Nu vezi mașini parcate pe bordură? Hai că e roșu. Așa repede. Aici nu vezi mașini parcate pe bordură? Da. Iana, podurile nu sunt ca la noi. Nu sunt ca la Budapesta. Nu-s mândreață. E acolo în ei restaurantul ăla, dar e închis. Vezi? Aici vin vapoare. Eu cred că... scuza, ăla hotel? Sunteți român? Da, da, da. Nu știu exact, nu știu. Dar nu sunt de aici. Dar știi românește? Da, am făcut studii în România. Da? Cluj și... De la Cluj suntem noi. De unde, zorilor? Mănăștur. Mănăștur, da. Așa, acum continui studiile aici sau... Nu, am terminat. Sunt stomatolog acum și lucrez în Belgia. Stomatolog? Da. E sirian? Nu, tunizian. Tunizian? Da. Da? Eu un stomatolog sirian mi-a făcut dință. Da, am văzut asta. Cât... Deci tu mă cunoști, da? Da, am văzut asta direct, pentru că... Da? Reflex. Da. 17.000 de euro. 17.000 de euro? Da. Nu e mult. Asta în Belgia, 3.000 de euro în Belgia. Da, da, 30.000, da. La premolar, da. Da. Dar nu știi, ăla e deschis? E restaurant acolo? Nu, nicio idee. Astăzi am venit aici și încă... Cucăn, încă... Da, nu știu nimic aici. Da? Da. E nouă la fel ca Budapeștia. Acolo e... Nu e la fel ca aici. Aha. Nu e așa frumos ca Budapest sau... Budapest e mai frumos, a? Foarte frumos. Budapest și Praga. Și... Praga, da. Foarte frumos acolo, da. Am fost la Praga. Acum două zile am venit aici. Două zile. Da. Și eu am fost în Budapest 3 zile, 4 zile și am venit aici. Mare diferență. Așa e? Și podurile, și... uite ce urât. Nu-s ca și la Budapest. Nimic. Nu știu, ăla nu e hotel, nu-i hotel. Întreb eu imediat pe cineva din ăștia. Da. Ok, salut. Salut. Pare bine. Tunisia. Nii mami, întreabă-le pe asta, e hotelul ăla, nu? Dă-i pace. Dă-i pace că... Înțelegi tu? Ai văzut, mami? Mă cunoaște lumea. Tu-ți dai seama. Tă-ți români. Nu zic că nu-i român. A zis că e defect profesional, că se uită la om și vede. Da? Dacă aia e meseria, ți-a văzut dantura din prima. Na. Deci nu a zis că mă cunoște. Ha? Ha?
Îți dai seama, omule. Niliana, hai să coborâm. Hai. Ia, oare-i voie? Ha? E voie, mami, sau nu-i voie? Du-te, că tu tot pe mine mă trimăți, du-te dacă vrei să mergi. Na, ponton. Dar ce poate să ne facă, mami? Dar e ponton, hai. Dar numai nu s-a desface și să margă cu mine în jos. Tu, le, doamne, ce bine-i. Plin de țânțari, muște, ni. Ca aia pe TikTok. Da, să desface capetele. Vezi-ți de treabă. Am fost și pe Dunăre, mâncat așa. N-are cum să se desfacă liană. Vreau să aud sunetul ăla de apă care se bătea la de bac. Nu se aude, știi ce? Fleoșc, fleoșc face. Fleoșc, fleoșc face. Vezi liană? Și acolo ea eu, dacă vreau, nu mă ridic asta în sus și deschid poarta. Înțelegi? Și ne aruncăm în apă amândoi. Și uite așa ieșim pe programele TV. Pe programele TV. A scuptit în Dunăre, mâncavaș. Gata, mă mulțesc. Ați văzut? Acum microbii. Microbii măr și să mulțesc. Ia, hai, Liana, ce te doare burtă, mami? Hă? Mă închei la haine. Da. Uite. Vezi? Da. Și aici în Dunăre sunt broște. Ha. O răcăiaște asta a fost apăr la uz. O răcăiaște broștile e numai. Nu. Dar tu, mami, nu văd lumini aprinsă acolo. E închis. La zicea șapca lui Ceaușescu. Uite cum era acolo la noi. În Mărăști era șapca lui Ceaușescu altcumva. Nu. N-a dara pițurcuna. Încolo dacă merem, pe aici, mami, am văzut.